Bună seara și la mulți ani, dragii noștri! Suntem în una dintre cele mai așteptate seri din an. Seara în care ne luăm rămas bun de la acest an care a fost, cu bune și rele, pentru că așa sunt toți anii. Importantă este atitudinea noastră față de tot ceea ce ni s-a întâmplat. Eu am avut un an frumos alături de colegii mei, alături de voi cei de acasă, cei care ați stat seara de seară în compania noastră și nu puteam ca în această seară să lipsim din casele voastre, pentru că ne sunteți dragi și ne este dragă să ciocnim cu voi și o cupă de șampanie. Vom ciocni astăzi cu toți invitații noștri, cei care ajung în platoul nostru să ne cânte, să ne încânte, dar și să facă față provocărilor noastre. Abia aștept să văd cum îi vom surprinde pe invitații noștri. Până atunci, însă, deschidem emisiunea de astăzi cu o urare de la mulți ani din partea Tatianei Heghea. În toi de sărbătoare, să sune cât mai tare. Să plecăm de fericit, iubește să fii iubit. Și flori nemuritoare, o viață cu priviri ca razele de soare. În prag să te aștepte cele mai dorite, celui iubit să-i dărui clipe fericite. Și viața nu e viață dacă nu visezi, și nu-i speranță dacă încetezi să crezi. În toi de sărbătoare îți spunem la mulți ani, să sune cât mai tare, să iubește să fii iubit. Prinde sacul cu bani și-o sincer la mulți ani. Și-o sincer la mulți ani. La mulți ani. Să mergi la braț cu dragostea și dăruire. Să fie, să fie cel mai, cel mai, cel mai. Și să vedeți ce provocare, cea mai. Urmează să extragă fata noastră. Eu. Deci, da. Deci, uite para noastră. Hai să prind curaj. Hai. Azi se poate, azi tot e... Tot paharul de Leon. Motiv. Da, unde-i paharul? Dați-i paharul, e la Tatiana Heghea. Așa, da. Dă microfonul, da. E la valiera acolo. Deci... extrage, să vedem. Deci nu am variante, da? Sunt mai multe variante. De mâncat, de cântat, de dansat. Hai să fie asta. Nu scapi fără. Gata, da? Da. Ok.
Cel puțin deci să arăt bine, știi, deja cum o să mă supun provocării, e altceva. Important să arătăm bine mereu. Arătăm bine, cum da, altfel? Arătăm bine? Da, arătăm da, bine? Ce arată, mă, ce scrie acolo? Oh, macaroane, macaroane, macaroane. Ce înseamnă asta? Macaroane, macaroane. Asta e macarena, macarena, dar nu sunt macaroane. Ba da, sunt macaroane, da? Da. Am înțeles. Ce o să facem cu ele, aflați după ce mai primim o urare. Suntem la finile anului 2019. Un an foarte frumos pentru mine ca interpret, liniște în familie, la copii, la toți, adică am petrecut un an frumos. Le doresc tuturor acelor care mă privesc să aibă anul 2020 numai rău cum a fost anul 2019 al lui Ion Soluceanu și a familiei întregi. Îmi doresc nespus de mult să aveți un an fericit, liniștit, cu belșug, baftă în toate, la anul și la mulți. O, macaroane, 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 oare cine o să le mănânce prima pe toate? Deci, noi avem aici fierți, da, deci sunt fierte, tăiței, tăiței, da, da. Tăiței fierți, câte trei? Cine înghite prima toate, macaroanele, 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 așa, aia scapă de mixul atomic din aceste ingrediente. Deci provocarea deci, mare, provocare de fapt, e de fapt aia, aia, aia. Așa, deci, clar, luăm putem, da? Câte una, da. Deci trei, stai, 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 încă, nu, nu, hai. Stai, 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 stai. Unu, doi, stai, trei. Trei. Măi, ce fac mi-a dat? Gata! Da. Am vrut să fiu mai grațioasă și o să supăr cu secințele, știi? Da, da. Deci, okay. Grațioasă de fi când vei gusta. Deci, un ou. Da. În aceste clipe, turnăm un ou. Face bine la voce, slavă, da, Doamne. Da, și eu încă-ți place. Îndulcește. Te îndulcesc. Hai să vedem partea bună a lucrurilor, ok? Da, hai da, să... da, hai să vedem partea bună a lucrurilor, da. Deci, zgușionca avem. Asta. Niște drojdie proaspătă. O, Dumnezeule! Da, drojdie proaspătă. 90, 60, 90, o să sufere un pic. Ei, da, ai spus, mă, mă, că ești duschiște. Hai, trebuie frumos, spune jumătate, Dumnezeule, da, da, nu mult. Așa, mai departe, niște borșacru. Borșacru e bun, a doua zi după anul nou așa se meargă, numai chiar azi. Așa, un picuț așa, un picuț, nu chiar foarte mult. Mai departe, niște ketchup. Super, minunat. Niște ketchup. O combinație bombă, aici, doar la vorbe bune cu Lilu. Așa, un pic de maioneză. Super, și pune mai mult, atât ok. Un pic de maioneză. Eu pot să fug acum, eu pot să fug. Nu, 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 nu mai poți pleca. Închis ușile de grămadă. Închis ușile de grămadă. Nu mai și kefir, super, kefir, binevenit, binevenit. Zi-mă, dă proaste, dacă deci este drojdie și cel mai super fine blender care va mixa tot asta. Așa, deci... De voi să fac eu asta, că hai, tot hai, eu să beau, hai, da? Hai, da, hai, da, da, hai. Plăcere, draga mea. Deci, eu sunt sigură că îți dorești tu. Da, eu, da? Eu o să ciocnesc cu tine. Deci eu o să ciocnesc, dar tu vei avea ocazia să guști acest cocktail. Dar dacă beau pe tot. Dacă dai pe tot. Și arăt o față atât de credibilă și pozitivă și frumoasă. Tu să vinzi rețeta. Da? Bine. Așa, ne-am înțeles. Okay. La mulți ani! La mulți ani! Recomandăm cea mai faină băutură, tendința anului 2020, da? Savurează! Spectaculos. E bun? E bun? Pe nivel de repto. Deci, draga mea. Hai. Deci, drojdie, cred că e pe tot anul. Deci, pâine nu cred că mai consum ceva de genul ăsta. Și a fost porția foarte tare. Dacă eu anul ăsta o să fiu atât de puternic și o să rezist tuturor provocărilor în halul ăsta, o să fiu mega faină. Ești deci, cea mai tare. Tatiana Hege a făcut față provocării și a băut cocktailul atomic. Da, felicitări atomic, pentru cei de acasă. Drojdios. Să ne aducă Bunul Dumnezeu pace, liniște în suflete, bucurii și nu doar în suflete, dar și în casele noastre și să ne păzească de toate cele rele, iar noul an să ne aducă doar bucurii, emoții pozitive și desigur multă, multă sănătate. La mulți ani!
drag al patriei, o bărbați, femei, copii. Vă urăm de sănătate, ea fiindu-vă întâi. Vă urăm de bine caldă, la dejun, la cină prânz, de iubire ziua albă și în vatră foc aprins. O meleag al patriei, o bărbați, femei, copii. Vă urăm de sănătate, ea fiindu-vă întâi. Vă urăm de bine caldă, la dejun, la cină prânz, de iubire ziua albă și în vatră foc aprins. Vă urăm de apă în țară, vorba dulce n-ai băgat pentru cei ce vă iubesc. Vă urăm de nuci pe dealuri, arbori fiți cu chip blajit, și câmpiile în valuri de grâu verde și senin. Lipsească brio sonores din emisiunea noastră de astăzi. Mulțumim! Băieți! Bună! Și știți ce am eu aici? Nu! Nu? Ce aminte de copilărie, pare. Da, deci, țineți, dragilor, fiecare câte unul. Deci, anul trecut am mai făcut provocarea asta cu câțiva artiști, a ieșit așa de haios și am zis că trebuie să facem asta și cu am voi. Da, e Heliu. Și Marco, Heliu, urmează să cântăm la mulți ani. Happy New Year! Nu știți? Da! Refrenul! Deci, hai să vedem. Probabil ții bine de jos și eu am să-l dai. Uite așa. Hai mai bine. Așa, ține. Atent, bravo. Ține. Ține de sus. Așa. Ține bine. Și, nu, de jos, măi. De unde trebuie să ține? De jos trebuie să ții. Logic. De sus. De sus tăiem. Așa. Au și tremur mâna. El, pur și simplu, trăiești cum o scânte. Trei.
apoi. Unu. Hai. Happy New Year. După 3 nopți de anul nou. Deci, păi, dacă voi ați crezut că asta e provocarea, asta a fost încălzirea în provocare. Vreți să pun mâini? Adevărata provocare se află aici. Cine e cel mai norocos dintre voi? Cine e cel mai norocos? Mihai, extrage. Eu trebuie pentru toți, da? Da, pentru toți. Tu ai mare responsabilitate. Ce ai, Mihai, răspund. Tu răspunzi. Deschideți, să vedem ce provocare, de fapt, doar una aveți. Cum atins așa? A, el n-are copii, el nu știe cum kinderle. El nu știe cum kinderle, el cu o mână, așa. Merge! El nu are copii. Tu știi cum se fac așa? Dar cum? Hai, pune-mă un gol aici, lasă-te pentru cel. O provocare pentru cineva. O provocare pentru cineva. În grădina raiului. Grădina raiului! Ați văzut unde e, nu vezi? Grădina raiului. Cam despre ce e grădina asta raiului? Ia câteva idei. Despre mărul interzis, despre fructul interzis, nu-i măr. Ce e școlita noastră? Ai dreptate! Ce veți face voi cu merele? Urmează să aflați după... Totuși e măr, am ghicit. Da, e măr, păi asta zic, ești bravă, da? Cum să zic, nu prea. Avem o felicitare pentru voi cei de acasă, între timp noi pregătim aici grădina raiului pentru acești plăcări. Vă doresc tuturor să vă simțiți fericiți, să vreți să vă trăiți propria viață în fiecare dimineață. Și am citit și mi-a plăcut și este și crezul meu că fericit este acel om, deci nu omul care își dorește ceea ce nu are, dar este fericit acel care își dorește ceea ce are. Suntem în platou! Ce gălăgie aici în platou, Doamne ferește! Noi am pregătit provocarea pentru băieți. Deci, grădina Domnului, grădina Raiului, pardon, înseamnă două lighene pline cu miere. Iar băieții au niște hanorace special, pardon, au niște costume de scenă senzaționale. Ce trebuie să faceți? Să culegeți cu gura. Pentru că ăsta este instrumentul muncii voastre. Voi așa vă câștigați banii. Și să vedem a cui echipă adună cele mai multe miere din Ligian. 3, 2, 1, go! Nu vă ajung sărbători, nu vă ajung șervețele, dă-ți-vă două poale de mie. Băieți, mulțumim frumos. Trebuie să spuneți că sunt repetitul de acasă. Hai să vedem de la cine mai avem felicitări noi astăzi. Dragii mei, iubitori ai cântecului și ai frumosului, eu vă urez din toată inima, din tot sufletul, să fiți sănătoși în primul rând și să aveți cele mai frumoase bucurii, realizări și să fiți întotdeauna cu capul sus și mândri de că sunteți din aceste locuri plai mioritic care îi spune Moldova.
contează cât de mari suntem acum. Tot mai credem în magia din ajun. În scrisori și moșul care vine pe la fiecare cu surprize și cadouri de Crăciun. Astăzi facem parte. Și cu atâta tante și băieței frumoși. Salutare și la mulți ani. La mulți ani și un an frumos. La mulți ani și vouă, copii. Cât de dulci sunteți. Draga mea, ai venit la emisiune, ne-ai cântat și noi pentru asta trebuie să te răsplătim cu o provocare. Ia extrage să vezi ce te așteaptă astăzi. Eu vreau cadou, dar voi provocare. Păi ăsta e cadoul nostru, draga mea. Să vezi ce cadou ți-am pregătit. Știu eu. Ce puteți voi? Tu te alegi norocul. Doamne. Nu știu de ce am ales o pe asta. Deschide. Mi-a făcut din ochi. Deschide. Deschide ușa creștinului. Deschide. Deschide provocarea lui Lilu. Mama, dar uite ce cântă vinea noastră. Ghici melodia și cum ți-a fi norocul. Așa, ia arată și la cameră să nu zică lumea că noi inventăm aici. Deci, urmează în aceste clipe, pe marele ecran, să auzim o melodie arhicunoscută cântată de un copil. Dacă tu ghicești melodia, eu bag mâna în aceste cutii. Dacă nu ghicești melodia, tu ai mare onoarea să ghicești după densitate, miroase. După miros. Simt un miros. Ai plăcut miros, așa? Nu prea. Ți-am zis, eu am pregătit mâncare specială pentru tine. Da, la noi aici miroase urât, Doamne feriește. Deci, eu zic să începem. Ești pregătită? Da, ce hai să fac? N-am încă 4 ori să fug. Hai să fii într-un ceas bun. Prima melodie. Sit, 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 every time.
Deci e piesa asta care acum e în vogă. Nu prea o știu, dar nu știu cum se numește exact, dar o cunosc că răsună la toate posturile de radio și cea mai în vogă. Deci, am ghicit ceva? Am spus, răspunsul nu? Este... Stânga sau dreapta, stânga, dreapta, mijloc, poftim. De aici, hai. Dar nu te uita, spune ce e acolo. Ui, gata, ai scos-o. Ui, 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 ce e asta, stai. Așa e pește. Deci prima... Dar nu era să ghicesc. Ce nu era să ghicești. Ce credeai? Următoarea melodie, să vedem. Să mă sta, să mă sta, să mă sta. Să mă stă! Dacă pe aia am... Parcă eu am descifrat-o, doar nu știam denumirea exactă a piesei. Dar asta chiar... Chiar? Chiar nu știu ce să zic. Chiar nu știu! Hai să vedem ce melodie e! Să mă stă! 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 Chiar sunteți nebuni de buni. Copiii sunt buni. Care alegi? Doi. Hai, doi. Of, mă tem să mă muște ceva, că eu știu că voi sunteți tare... Nu mușcă, măi. Un șoricel? Da! E șoricel, e bine! Dar eu mă tem de șoricec și de câini. Mă tem că... Ia uite-te, uite-te la el, ce de micuci. Să-l dau acasă? Nu, nu, nu. Nu? Nu, dacă mare o să... O să-l... Să nu zicem ce o să facă din primele secunde. Dar știți că e drăguț. E, ia, asta nu mă tem. Nu te tem? Nu, deja nu. Pune-l mai înapoi. Gata! Să-l bag în mine. Nu! Tu te temi mai tare ca mine. Da, deci hai să vedem următoarea melodie. Tu te temi mai tare ca mine, uite-o. Smăcar, o-o-o, smăcar, o-o-o, smăcar, o-o-o, smăcar, o-o-o. Eu știu! Tu ți-ai dat seama? Eu știu, da, da. Pentru că asta este melodie pe care noi, toți copiii din vremea noastră, o stâlceam pentru că noi nu știam engleza. 3, 2, 1, hai să ascultăm melodia! Smăcar, a-a-a, smăcar, a-a-a, smăcar, a-a-a, smăcar, a-a-a, smăcar. Mă, dar cum se ghicea? Dar cum cântam noi în copilărie, ții minte? Nu m-aș lăsat de bine asta. Smăcar. Eu altfel. Da, mai tine să ne zic asta la TV, deci care ce alegi? Dar chiar e greu să ghicești. Să vedem ce avem mai departe acolo. Da, da, nu mai mușcă nimeni. Nu mușcă, nu mușcă, că e cu minte. Ce? Nu, 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 nu. Toate vreau animaluți? Nu, nu, ar putea fi. Nu, nu mă speriam. Da, bagă mâna. Ce aici? Bagă mâna. Ți-am zis că putea fi un animal dacă era să-l lăsăm acolo. Nu te mai cred. Hai, da, să-l pregătesc, să fac omlet. I-am dat tot, am băgat degetele. Fac omletă de revelion. Așa, ei, de revelion. A doua zi. Următoarea melodie. O, Pepe Ciao, 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 o, Pepe Ciao. O, Pepe Ciao, o, Pepe Ciao. Că și... Corect? Nu. O, Pepe Ciao, 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 o, Pepe Ciao. Eu știu pe alta, o, Baby Ciao, Ciao, Ciao. Rău că un cacao. Măcar una poate ghicesc. Hai să vedem dacă o să ghicești, bagă. Bagă în gură! Nu iau ori. Nu. Bagă în gură, închide ochii și bagă în gură. A, coș, nu. Ketchup. Ketchup, da, mai bine, ketchup. Iată, cu colac de gingerică. Iată, dacă ridicam un pic, simțeam mirosul. Da, gingerică cu... Bun, bună combinație și niște ceapă verde tăiată. Da. Deci, ultima melodie. Hai să dea Domnul să fie cu noroc. Da, cred că nu. Hai să vedem. Tu lași iubă, ea la viceu. Tu lași iubă, tu la viceu. Tu lași iubă, ea la viceu.
Tu la șubă, eu la liceu. Ce rimează cu liceu? Liceu. Dar e română? Da, iar trebuie să fie tu la mine, eu la liceu. Tu la șubă, eu spus. Hai, gata. Și mi-am dus departe. Eu am zis că o să le încerci pe toate. Hai să vedem. Tu la șubă, eu la liceu. Tu la șubă, eu la liceu. Tu la șubă, tu la liceu. Tu la șubă, eu la liceu. Sună periculos, trage fusta mai jos. Sună bine de tot. Na, 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 na. Asia! Măi, dar știam piesa asta. Eu tot știam, dar nu, dar nu suna, nici cum. Bine. Gata, nu mă uit. Nu te uiți. Iarăși e animaluț, da? Nu vreau. Hai tu. Nu. Hai împreună. Deci eu pot să fac așa? Așa? Dar mușcă. Ce? Mușcă? Cum mușcă? Nu vreau. Hai, uite-te la el. Uite-te. E micuț. Încă un șoarece. Eu de asta ziceam, zic că la al doilea, nu chiar la al doilea șoarece, chiar nu te aștept. Dar tu de ce nu pui mâna? Câte timp? Nu-mi plac. Mulțumesc tare mult, draga mea, pentru că ai acceptat provocarea și nebunia. Hai să beau un gât de șampanie, că... Da. Am avut stres. Destresează-te aici în platoul nostru. Îți zic ție la mulți ani și stai parte de un an frumos, cu de toate. Mulțumesc. Și tu la fel. Un an cu provocări frumoase, nu periculoase, da? Haideți în aceste clipe să mai ascultăm o urare din partea artiștilor noștri, după care revenim aici în platou cu alți invitați și alte provocări. La mulți ani! Eu aș vrea să fiu sănătoasă, să am parte de oameni dragi, buni, înțelegători în jurul meu, să fie sănătoși cei apropiați. Evident, asta vă doresc și vouă, dragi telespectatori care ne urmăriți, să fiți devotați micilor ecrane, să ne urmăriți cu drag și noi vom fi motivați să aducem în casele dumneavoastră cântece frumoase, texte cu mesaje bune, profunde. Și în felul ăsta sau prin intermediul vostru, celor de la televiziune, va fi în continuă legătura asta frumoasă dintre noi și voi. La mulți ani! Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. Thank you.
acord, live, chitară, pian. Moment frumos. Mulțumim tare mult, băieți. Mulțumim suflet. Și noi mulțumim. Bună seara, așa la mulți ani. Așa de frumos a fost. Bună seara, la mulți ani. Sper să fiți așa cu zâmbetul pe buze și după ce extrageți. Hai să ne ridicăm, provocarea. Nu? Da. Cine dintre voi doi e mai norocos? Vreau să întrebare. Vreau să scap de chitară mai întâi. Ajut el, ajut el. Stai un pic. Înseamnă că mâinile lui sunt libere. El e nou. Hai să vedem. El e fresh. Ce noroc ai tu? Pot să spun că eu sunt norocos fiindcă deja am ajuns în acord. Da. Asta este o parte din norocul meu. Dar nu știu, să vedem la provocare dacă extrage, alege. Asta e doar șampanie. Da, tu poți bine, da. Poți să dai, mulțumim celor de la Florica. Până când eu lucrez, îi gorbea șampanie. Apoi așa ai. Nu, eu o țin în mână, doar. Să vedem ce o să iasă. Ta-ta-ta-ta! Întoarce-o la cameră! Dă-mi un pește și dă-mi cum ți-o fi norocul! Acum primim o felicitare, după care vedem ce noroc au băieții! Wow, ce mă așteaptă! A fost un an extraordinar de frumos. Eu sunt fericită, sunt bucuroasă, sunt împlinită. Se spune că la sfârșit de an se numără bobocii și dacă ai realizări frumoase, eu una am realizări frumoase. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vreau să le doresc tuturor să nu uitați să sperați, să nu uitați să credeți, să nu uitați să visați și mergeți spre visele voastre, pentru că este cel mai important atunci când te trezești dimineața. Gândești pozitiv, gândurile te duc acolo departe, la ceea ce, ce te gândești să faci. Vă mulțumesc de suflet că sunteți alături de mine, că mă iubiți, că mă acceptați. Câteodată îmi dați mesaje mai pipărate, dar eu să știți că le citesc cu mare atenție și uneori râd de ele și mă amuz, dar sunt binevenite pentru timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc de suflet și pentru iubirea voastră. La mulți ani! Suntem deja în platoul cu toate lucrurile pregătite. În această seară le-am oferit băieților din acord o cină romantică. Ce am eu aici? Pește? Fii atent că-s frații mei, eu sunt zon de pește. Măi, atunci eu sper să țină cu tine. Deci, ce urmează să faceți, băieți? Aici avem un butuc de cărți. Așa. Voi urmează în câteva clipe să alegeți o carte de acolo. A cui carte va fi mai mare, ăla va avea norocul să ia cu mâna asta, cu mănuș, pește și să-i dea peste față celălalt. Peste față? Da! Ce? Da! Dar așa e! Eu de mult îmi doream asta! Deja depinde de noroc. Ai drept să iai din vrei. De unde vrei. Așa. Deci, hai! Sper că ne-a luat tuzu. Ne-ai? Tuzu. Aproape! Aproape! Așa, hai să vedem! Și acolo! Șase! Rai! Hai! Ia fratele, trebuie să faci asta. Stai să-mi imaginez. Stai că-l fuge din mână. Așa, 3, 2, 1, hai! Odată, nu de 3, una. A, odată? Odată, da tare. I-am dat odată. S-aude, băi, strângea, așa. Curge sânge, de atât am pus șervețele. Așa, următoarea, a cui carte mai mare? 10. Hai, mai 10. Al doilea. Este oasus răsare, o taină mare. Hai, încă una. Eduard, tu ești primul. Hai. Acum, Eduard, pregătește-te. Pregătește-te. Ce ai? Ai asul? Uite, eu vreau să fac un de-asta, cum se cheamă, știi, când ai... Nu-i cinstit, nu-i corect. Ține-o. Eu trebuie... Ține-o. Nu accept. Dacă așa nu mai, dacă așa e noroc, așa e norocul. Da, așa-mi e noroc. Hai. Eu îi dau șansa mea. Hai, nu. Bravo, uite, mie îmi place, bărbat adevărat. El primește cu demnitate tot. Odată, omule. Deci... Băi, nu mă, hai doar, hai că... Da, eu știi ce? Că nu, dar vreau și eu să-mi dea cu pieștele, lasă! Dă-i cu pieștele! Dă-i cu pieștele! Mai mari ca mine! Pieștele mei, hai, dă-i cu pieștele, da așa! Că răzbunii-te ca pe 3 ori! Ce fie atent? Eu trebuie să... Nu pisteți prâncene! Să acumulez... Hai, mai repede! Trebuie să acumulez... Hai! Așa! Odată!
uităm. Se mâncă. Eu l-am făcut așa, el m-a tuflit odată. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Sper să mai veniți la mine la emisiune. Deci dacă vine trupa Acord la recital și Putea Pești, să știți de ce. De la mine, de la emisiune au venit. Hai, dragilor, vă mulțumesc tare mult. La mulți ani vouă. Eu în special vă mulțumesc. Da, tu ai fost astăzi eroul serii. Eu vreau să spun că acest pește peste față e spre noroc. Anul 20 va fi mai bun. Ca și cu găinață în cap. Ai avut așa ceva? De cât de multe ori. Da, după cum am spus, sigur este zodia peștelui. Eu sunt pește. Și să știți că eu fiecare zi primesc câte un pește pe față. Da. Da. E cald, e frig. Da. Gata, gata, că intrăm prea multe detalii. Mai primim urări de la artiștii noștri. La mulți ani. La mulți ani. Doresc tuturor celor care ne urmăresc pe măcile ecrane sărbători fericite alături de cei dragi, sănătate, realizări multe, frumoase, atât pe plan privat cât și pe cel public. Foarte mult contează să fie apreciat la serviciu, în domeniul în care activez, dar și acasă să fie așteptat. Și totodată vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă urmăresc, care știu piesele mele, care se regăsesc în ele, pentru că datorită vouă, drag public, eu, Lenuța Gheorghiță, am ajuns unde am ajuns și am pornit cândva de jos. Vă iubesc și vă mulțumesc! Sunt pe pământ. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Mii de licări în focul din vatră ne adune așa ca-n povești. E o iarnă cum n-a fost vreodată, tot ce vreau este să mă iubești. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Și doar o dorință să trăiți, mii de ani să trăiți. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, e o iarnă a ta și a mea. E o iarnă atât de frumoasă, e o iarnă a mea și a ta. E o iarnă cu îngeri în casă, este iarna ta și a mea. Este iarna ta și a mea. Este iarna ta și a mea.
Atât de frumoși sunteți voi! Salutare, dragilor, și vă mulțumim pentru iarna asta așa de frumoasă pe care ne-ați cântat-o. Stai să pup și ei. Mare drag, salut! Să nu zică că sunt supărată. Cine dintre voi doi e norocos? El. Da? Hai, alege tu! Ce să aleg? Alege un ușor, iar în această ușor se află o provocare pentru voi doi. O provocare. Hai să vedem. Hai. Deschide, citește. Deschide. Așa, da, microfonul. Bine, da. Hai. Ține microfonul. Ia să vedem. Ia să vedem ce avem aici. 3, 2, 1 și arătăm la cameră. Kids Maraton. Ce e asta? Ce e asta? O să vedeți după o scurtă pauză o urare frumoasă din partea unui om tare drag emisiunii noastre. Noi pregătim aici o secvență dintr-un film. Iubesc toată lumea care iubește frumosul și le urez să aibă un an cu bucurii, dragoste, sănătate și bunătate. La mulți ani! Iată și provocarea noastră aici, în acest coș. Sunt doi prieteni, doi frățiori. Voi sunteți nebuni, pe bune. Acum, asta o să fie emisiunea cea mai memorabilă din anul ăsta, da? Da, încheiem anul, așa ceva n-am mai văzut. Deci, voi vă alegeți prietenul și ce trebuie să faceți? Voi îl veți pune pe această cărărușă, noi am făcut o pistă. A cui șoarece ajunge la capăt? Prima dată în viața mea când eu vă trebuie să pun mâna pe un șoarece. Hai, Corina, pe o tumă. Scoate! Hai, bine, coace! Gata! Hai! Ține-o! Bismicuț! Foarte micuț, spui, nu? Mușcă! Deci, hai, îi așezăm aici și voi va trebui să-i susțineți... Hai! Când să nu, să avem de lucru și după anul nou să nu ne roadă tot prin studio. Vine un an nou, sper că acest an să fie unul plin de muzică frumoasă, de evenimente frumoase în familie și nu doar. Mulțumim. Și aveți acum onoarea să le spuneți la mulți ani celor de acasă. Prieteni, noi vă dorim în primul rând să fiți sănătoși. Să fiți voioși, să aveți pe cei dragi alături, să vi se întâmple doar lucruri frumoase, realizări importante. Celor de acasă, multă, multă sănătate și echipa Vorbe Bune cu Lilu, continuitate, pentru că sunteți o echipă foarte, foarte bună, puternică. Păstrați obiceiul de a aduna... lume bună. Lume bună, da, alături acasă, pentru că de sărbători, cel puțin de sărbători, oamenii se adună cu cei dragi acasă, la masă. Sărbătorile ne adună cu vorbe bune. Cu vorbe bune. Mulțumesc tare mult, dragilor. Vă mulțumim și vouă, celor de acasă, că ați fost în această seară alături de noi. Sper că îmbrățișați oamenii pe care îi iubiți în aceste clipe acasă. Poate v-a mai rămas un pic de salată olivie să o tăiați și să o pregătiți. Noi vă zicem încă de pe acum, la mulți ani și cu sănătate, să ne vedem și noul an. La revedere! La mulți ani!